Municipalitatea a decis să pună piciorul în prag în ceea ce privește situația chiriașilor din locuințele sociale din Giurgiu. Familiile beneficiare de astfel de locuințe au acumulat de-a lungul anilor datorii la bugetul local de 10 miliarde de lei vechi, motiv pentru care conducerea primăriei Giurgiu se gândește să le evacueze. Spațiile vor fi repartizate celor aflați pe liste de așteptare pentru o locuință socială. Este un plan care va fi pus în aplicare cel mai probabil începând cu anul viitor. Aceeași conducere a primăriei nu a precizat însă ce se va întâmpla cu familiile evacuate și nici cum va recupera imensa datorie. Ce se știe este că va crește considerabil numărul celor care vor primi o masă caldă de la cantina de ajutor social, iar un alt proiect al municipalității vizează preluarea în regim de grădiniță a copiilor din familiile cu situație materială extrem de precară, cărora să li se asigure masa zilnică și educația corespunzătoare. În Giurgiu, 150 de familii beneficiază de locuințe sociale, în timp ce numărul celor care solicită o astfel de locuință este de ordinul sutelor.